Vă spun bun venit tuturor la Lumină din Cuvânt. Mă bucur că ați ales să fiți împreună cu noi și cu această ocazie unde vom aborda o nouă temă din studiul nostru, Apariția și Eradicarea Păcatului. Vă spun bun venit și cu această ocazie unde vom discuta un subiect foarte important și sper să fie constructiv și pentru ascultătorii noștri. Cu mare drag! Vom discuta în cadrul acestui subiect despre ființa umană, între desăvârșire și fără de lege. Rezultatul păcatului și, nu în ultimul rând, despre răscumpărarea prin Hristos. Textul introductiv al acestei teme este din Carta Exodului, capitolul 25, cu versetul 8. Și să-mi facă un sanctuar ca să locuiesc printre ei. Prin interacțiune îndelungată cu idolatrii, poporul lui Israel amestecase multe obiceiuri păgâne cu închinarea lor. De aceea, Domnul le dăduse la Sinai interacțiuni clare cu privire la serviciul de jertfă. Ce tip de lume a creat Dumnezeu chiar de la început? O lume bună. Și nu o lume bună, o lume foarte bună. Că după ce a privit la toate, a declarat, sunt foarte bune. Dumnezeu a făcut totul cu desăvârșire. L-a făcut și pe om fără prihană și a ajuns omul să umble cu multe și Alte traduceri spun cu multe ascunzișuri, cu multe biclenii. Și atât de rară este această trăsătură de caracter sinceritatea, lipsa bicleniei, încât Domnul, când a ajuns să-l vadă pe Natanael, a scos în evidență această trăsătură. Cu adevărat, un izraelit în care nu este bicleșugă. Și dacă vrem să ne întoarcem la lucrurile cele bune, trebuie să eradicăm din viața noastră biclenia. Cum le-a creat Domnul, așa cum vrea să le găsească și la venirea Lui. Și Petru ne spune, fără vină, fără prihană și în pace. Așa a fost la început și așa vrea ca să fie și la sfârșit. Deși Dumnezeu a intenționat ca rasa umană să trăiască veșnic, de ce au fost puși doi pomi în grădina Ede? Dumnezeu l-a creat pe om ca o ființă liberă. Deci nu l-a creat ca pe un robot care să apeleze, eu știu, la inteligența artificială. Și el era pus în fața alegerii. Nu era constrâns să slujească lui Dumnezeu, doar dacă alegea să o facă de bună voie, cu bucurie. Și nu doar pământul nostru, cred că toate planetele locuite au avut testul acesta al ascultării. Și în celelalte lumi, cred că au trecut testul, avem doar noi această experiență că am căzut la acest test. Și totuși, Domnul acordă o nouă șansă lui Adam ca el să poată să se întoarcă în Eden. Aceasta printr-o viață de căință, de pocăință, de ascultare în întregime de cerințele lui Dumnezeu. Și așa, după cum știm și după cum am studiat și am văzut în lumea pe care Dumnezeu a creat-o desăvârșită, acest lucru rău, acest vrăjmaș care a intrat, în, care a introdus în omenire moartea, a, a, a adus niște rezultate care nu erau binevenite, nu erau de dorit, dar așa cum ați amintit de la început, Dumnezeu a pus în fața uh, omului alegerea: să se alieze cu Dumnezeu și să își mențină viața sau alindu-se cu vrăjmașul uh, și să rezulte să obțină moartea. Când omenirea nu a ascultat, cum s-a dovedit acest lucru, a fi păcat. Omul a fost informat care vor fi rezultatele alegerii. Dacă acceptă planul A, care vor fi rezultatele, dacă acceptă planul B, care vor fi de asemenea consecințele. Și când omul s-a dovedit neascultător, s-a dovedit că ceea ce a spus Dumnezeu n-a fost ceva, ceva de prisosă. În ziua în care veți mânca, veți muri. Și de atunci omenirea are această dovadă a neascultării. Plătește cu moartea vin anumite povești că tinerețe fără de bătrânețe, viață fără de moarte, dar era posibilă lu treaba aceasta doar în ascultare, rămânând în ascultare, sau va fi posibilă doar întorcându-ne la ascultarea uh, pe care trebuia să o dovedească Adam. Că condiția ca Adam să rămână în Eden este aceeași condiție de atunci și până la sfârșit ca omul să se poată întoarce în Eden, condiția aceasta este ascultarea în întregime. Și mi-a plăcut când am primit într-o călătorie un pliantă în care se spunea că cel mai bun predicator pe pământul acesta este moartea. Deci, nu scutește pe nimeni, și dacă alții pun sub semnul întrebării dreptatea, adevărul cuvântului lui Dumnezeu, acest lucru nu poate fi contrazis. Omul moare. De ce nu exista nicio care de a scăpa de sentința de moarte? Știm că avem un Dumnezeu care iartă și cred că i-a iertat pe primii noștri părinți, dar de sentința de moarte nu îi putea scuti. Nu-i putea, pentru că Dumnezeu nu poate fi necredincios. El este credincios și drept. El nu poate să se anuleze pe sine. Nu-și poate anula legea lui, cuvântul lui. El Poate să facă și a făcut ceea ce a putut și vom învăța, dar nu putea să-și anuleze dreptatea lui, legea lui. El a spus, în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit și s-a plătit în felul acesta. Răul acesta, deci, nu a putut fi evitat, deci plata pentru păcatul acesta nu putea fi. Evitată. Aveau două, două variante. Omul să fie despărțit pentru totdeauna de fața lui Dumnezeu sau cineva egal cu legiuitorul trebuia să plătească și să moară în locul făptuitorului care merita moartea. De vreme ce Dumnezeu i-a pus omului înainte binele și răul, cu, uh, pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții, această hotărâre a sentinței de moarte S-a accentuat odată cu avertizarea ei. Îmi place că, chiar curând după 90, a apărut revista în biserică, Păzitorul Adevărului, și cineva a folosit un fragment în Hristos, Lumina Lumii. Și nu erau mărturile peste tot răspândite la timpul acela. Și un fragment atât de frumos, atât de scurt. Domnul Iisus a luat asupra Lui moartea la care n-a contribuit cu nimic ca să ne poată da nouă viața la care noi de asemenea n-am contribuit cu nimic. Și moartea care era meritul nostru a fost luată de El ca să ne dea viața care este meritul Lui la care noi n-am contribuit cu nimic. Versetul din Roman, capitolul 6, spune că fie, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică, în Isus Hristos, Domnul nostru. De ce rezultatul natural al păcatului este moartea? Pentru că uh, păcatul nu face parte din uh, creația lui Dumnezeu și crea uh, păcatul nu poate avea o experiență, o existență cât existența lui Dumnezeu. Deci nu, e din afara acestei experiențe și de aceea, deci păcatul aduce moartea. Uitându-ne în legea sfântă a lui Dumnezeu, acolo o găsim care este caracterul lui Dumnezeu. Și acest lucru îl putem vedea și în natura desăvârșită pe care el a uh, creat-o în prima săptămână a creației. Putem Putem vedea că Dumnezeu este perfect, este desăvârșit și este viață. Imperfecțiunea cu nedesăvârșirea nu sunt compatibile cu Dumnezeu. Ele nu pot să stea lângă viață, ci rezultatul acestor defecte în caracter sunt împotriva lui Dumnezeu și nu sunt compatibile cu guvernarea lui. Și ne este amintit și versetul din 1 Ioan, capitolul 5: Cine are pe Fiul, are viață. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. Noi arătăm în funcție de cum ne alimentăm. Ne alimentăm cu viață, suntem vii. Ne alimentăm cu moarte, nu putem să fim vii. În, um... Fragmentul nostru apar două cuvinte, o lecție și un experiment pentru Univers. Dar nu l-aș accepta, nu l-aș înțelege în felul simplu cum îl înțeleg oamenii. Că am avut o discuție cu cineva, că Dumnezeu este nedrept, că nu ne-a iubit, că a făcut doar un experiment cu planeta Pământă. Dacă poruncea acest experiment, era într-un fel Dacă stătea departe de acest experiment, de asemenea era un experiment înțeles într-un fel de oameni Dar uh, Dumnezeu n-a rămas în afara acestei lecții, în, în afara în acestui experiment Și atât de mult a iubit că a dat -o. Deci a intrat în acest experiment și l-a dat pe filul său ca să moară deci, uh, și atunci uh, nu cred că poate fi înțeles uh, simplu, ușor, un experiment uh, deci așa care nu mă costă nimic. Din potrivă, a plătit cu sânge, a plătit cu viața. E drept că noi trebuie să ne învățăm lecțiile. Și de ce nu putea Domnul Dumnezeu să lase pe om să tărească și după neascultare? Știu o lecție de viață într-o familie. Când tata, când a plecat de acasă, a zis fiului să fie cu minte. Că dacă se întâmplă ceva peste zi și va spune mama, deci va trebui să primească pedeapsa neascultării. Și a rezistat, el cât a rezistat, a venit și într-o seară când mama a spus tatălui că, uite, s-a întâmplat o neascultare. Și acum copilul era în așteptare. Se va ține tata de cuvânt? Îl va pedepsi sau nu? I-a făcut explicația și a zis, da, neascultarea trebuie pedepsită. Dar care a fost experimentul lor? Pediapsa a luat-o tata și a dat uh, obiectul de pediapsă, eu știu, nu iaua, mâna copilului. Deci Dumnezeu uh, folosește experiment, dacă putem vorbi așa și acceptăm ceea ce este scris, dar ca cel care plătește în acest experiment. Ce anume cauzează despărțire de Dumnezeu, adică despărțire de viață? Păcatul, nelegiuirea, și o spune bine Isaia, păcatele noastre, nelegiurile noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu și ne împiedică să-L vedem, împiedică pe Dumnezeu să ne asculte. Deci urechea Lui nu este prea tare, nici mâna Lui nu este prea scurtă ca să vină în ajutorul nostru. Și pun un zid, dar zidul acesta, deci este ridicat de noi. Și zidul acesta îi provoacă Domnului durere, îi provoacă măhhcnire, îi provoacă lacrimi. Din Templul de la Ierusalim a mai rămas doar un zid, zidul plângerii. Și păcatul provoacă suferință chiar Domnului și i-a provocat nu doar când a fost pe pământ i provoacă și acum fiind în ceruri și făcând lucrarea aceasta în favoarea salvării noastre și uh... De multe ori, ca să înțelegem bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui, răbdarea, îndelunga lui răbdare, am încercat un scenariu și am provocat pe mulți în jurul meu. ce zice dacă doar pentru 24 de ore ni s-ar da favoarea să stăm undeva sus și să vedem ce se întâmplă pe fața pământului? Am zice că Dumnezeu este îndelung răbdător până... N-am avea cuvinte să descriem răbdarea lui Dumnezeu și bunătatea lui și mila lui. Deci, Trebuie să rămânem la Dumnezeu, să-L recunoaștem după această trăsătură: că El este bun, El este drept, El simte în dragostea Lui, El este îndurerat în dragostea Lui față de ceea ce se întâmplă în neamul omenesc. Și avem aici un rând: fiecare îndepărtare de la ceea ce este drept, fiecare faptă de cruzime, fiecare eșec al omenirii de a atinge idealul său, îi aduce mâhnire. Și în lucrul acesta, cum ziceam, se întâmplă atât de profund în fiecare clipă în existența noastră. Dacă urmărim raportul biblic, încă din timpul lui Noe, spune că Dumnezeu s-a uitat pe fața pământului și când a văzut faptele și purtarea omului i-a părut rău că l-a creat. Nu că în societatea noastră ar fi altfel. Pentru că, de asemenea, tot în Sfânta Scriptură găsim acea expresie, ca în zilele lui Noe, ca pe vremea Sodomei și Gomorei. Nu suntem uh, mai buni. Și noi ne gândim doar la suferința noastră și la suferința celor de lângă noi. Dar ar trebui să punem în cântar câtă suferință provocăm noi lui Dumnezeu, Creatorului nostru. Și constatarea lui Dumnezeu la aceste lucruri, făcând analiză în întreaga lui creație, ne spune raportul biblic din Romani, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fără excepție, nu este niciunul măcar. Cine este în realitate șarpele și ce a făcut el întregii luni? Șarpele, diavolul și satana, care a înșelat și caută să înșele, caută pe cine să înghită și caută să înghită chiar și pe cei aleși. Și atunci noi trebuie să fim veghetori, să știm cum ne alegem stăpânul, să... Că nu putem să ne lăudăm cu o stare de libertate, că fiecare este robul lucrului de care este stăpânită. Și dacă nu suntem robi lui Satan, suntem robi lui Hristos. Și este ideal să fim robi lui Hristos. Pavel își începe unele epistole cu eu, Pavel, robul lui Hristos. Sau și Petru are obiceiul acesta. Chiar într-o traducere am văzut sclavul lui Hristos. Și ce presupune lucrul acesta? când un rob ascultă necondiționat, ascultă neîntrebător de Domnul. Și dacă nu ne supunem lui Dumnezeu, dacă încă este ceva bun în om și în omenire, este doar Duhul lui Dumnezeu care încă se manifestă în noi. Noi vom putea ști ce este omul fără Dumnezeu doar atunci când Duhul lui Dumnezeu va fi retras de la omenire. Și atunci spune că nici mintea cea mai scuțită, nici condeiul cel mai priceput, nu poate descrie starea de lucru care va fi pe pământ. Cred că cineva a trăit aproape de unde sunt eu acum, Petrețuțea spunea că omul fără Dumnezeu este doar un animal evoluat. Deci, dacă încă mai e ceva bun în om, este pentru că i-a pus, uh, pus perimetrul lui satană și n-a lăsat ca să ne cucerească toată ființa noastră. Că orice dar bun și orice gând bun și orice acțiune bună este doar din Dumnezeu, chiar în ființa noastră, deci a omenirii. Și noi trebuie să ne punem sub controlul lui Dumnezeu și nu sub controlul vrăjmașului nostru și al lui Dumnezeu. Cum a fost prezentat Universului pentru prima dată planul de mântuire? Și cine este sămânța femeii? Sămânța femeii este împlinită în Cel care n-a avut un tată pământesc. Este împlinită în Domnul Hristos. Noi avem multe făgăduințe scrise în Scriptură și despre Avram și sămânța lui. Dar înainte de Avram a fost Domnul Hristos și Împlinirea făgăduinței în sămânța lui Avram, de fapt, este o împlinire a făgăduinței în adevărata sămânță, că este una singură în Hristos. Și dacă vrem să fim copii lui Avram, să fim copii lui Hristos, noi trebuie să fim, să rămânem în Hristos. Doar în El este răscumpărarea. Doar în El putem avea aprobarea și făcând faptele lui Avram, suntem copiii lui Avram, făcând faptele lui Hristos, rămânând în el, trăind ca el, vom fi recunoscut ca fiind fi ai lui Dumnezeu. Deci și pe Domnul Isus, în familia aceasta, ca fiind fratele nostru mai mare. Aș dori să citesc câteva rânduri referitoare la punctul despre care vorbim în acest moment. Un, un, paragraf care spune în momentul în care Adam a cedat în fața ispitei lui Satan și a făcut tocmai lucrurile despre care Dumnezeu îi spusese să nu îl facă, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a stat între cei vii și cei morți spunând să cadă asupra mea pedeapsa, eu voi sta în locul omului. Mai dă un alt timp de probă. Încălcarea a pus întreaga lume sub sentința morții însă în cer s-a auzit o voce spunând, am găsit o răscumpărare. Iată dar ce Dumnezeu avem, un Dumnezeu care și-a luat toate măsurile de siguranță atunci când a uh, creat omul și uh, pentru că îl iubea și îl iubește și astăzi și pentru el a jertfit atât, uh, a găsit un preț de răscumpărare în cazul în care el uh, avea să cedeze ispitelor lui Satan. Cum este descrisă de Pavel acea vrăjmășie din prima făgăduință notată în Biblie, Geneza 3 cu versetul 15, care este implantată în fiecare credincios? Cel care alege să asculte de voia lui Dumnezeu cea sfântă, bună și desăvârșită, va fi cu siguranță în vrăjmășie cu firea pământească, cu autorul păcatului. Și e mai bine să fie vrăjmășie între noi și firea pământească, decât vrășmășie între noi și voința lui Dumnezeu. Și avem îndemnul să nu ne potrivim chipului viacului acestuia. Sau, se poate spune și prin alte cuvinte, să vă împotriviți chipului viacului acestuia. Deci este foarte importantă, pentru că avem un cuvânt aici ce ni se spune ca să putem deosebi discernământul. Nu ajungem la discernământ dintr-o dată, ci printr-o deprindere. Și în Evrei, capitolul 5 cu 14, este scris a o judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească între bine și rău. Deci noi vom alege mâine ceea ce alegem de fapt astăzi și noi ne uh, facem mereu alege și de aceea este foarte important să nu avem abaterea aceea de la aceste bine, de la aceste drepte, că dacă astăzi ne abatem puțin, suntem în riscul ca mâine să ne abatem de asemenea și pe urmă să se mărească uh, distanța și Uh, amăgirea va veni la noi aproape imperceptibilă. Este scris în minte caracter și personalitate. Și cine va deosebi uh, uh, amăgirea, cel care s-a deprins totdeauna să facă ce este drept. Că dacă ne deprindem și credem că la un moment dat ne vom veni în fire și ne vom scutura și vom alege ce este drept. Este o mare amăgire. Deci vom face ce eram obișnuiți să facem. Îmi spunea un prieten bun că a călătorit cu transportul în comun, chiar cu mult timp înainte, când șoferul mai elibera bilete și a călătorit pe o distanță scurtă. Și a dat banii șoferului și ce nu mai tăia biletul, că la o stație două coboară și nu era niciun pericol să vină un control, deci ziceau ei că nu există niciun pericol. Ce? Nu pot face lucrul acesta. Și nu vreau să învăț această deprindere. Și uh, în momentul când începi, nu știi să te mai oprești. Și deja devine un obicei. De aceea este foarte important să deosebim, să avem o deprindere totdeauna de a alege între bine și rău și a de a alege de partea binelui. Este studiul Bibliei vital pentru mântuirea noastră? Desigur credința este foarte importantă, dar și credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și uh, studiul Bibliei. Studiul Bibliei înseamnă mai mult decât citirea, că s-ar putea să mă așez să citesc din Biblie și gândurile mele să fie tot la problemele mele. Pe moment îmi vine o lecție de la școală, când un copil nu putea rezolva o problemă de aritmetică, dar nu era atât de complicată. Și a venit prietenul lui, că era sosit timpul să meargă la joacă, poate la abate mingea. Și de acasă familia ce n-a a dat uh, uh, biletul de voie, decât după ce își termină lecția. Dar zice, dar nu ai reușit să le faci? Ce nu. Dar de ce n-a reușit el să facă? Pentru că mereu gândul era la joacă, la minge. Deci noi, dacă vrem să beneficiem din studiul Bibliei, trebuie să fim acolo cu mintea și trebuie să ne preocupe, să înțelegem gândul pe care l-a pus Dumnezeu pentru noi. Chiar așa este scris în Hristos lumea lumii, în capitolul Criza din Galileea. Să zăbovim până vom înțelege lecția, gândul trimis de Dumnezeu pentru noi. Și atunci vom fi întăriți și vom fi ajutați spre mântuire. Când și de ce a ales Isus să vină pentru a izdrobi călcâiul? Când? N-a venit imediat după ce a păcătuit Adam. N-a venit până în potop, când încă capacitatea omului era foarte mare. Chiar dacă a ajuns să se deprindă la rău, a venit după aproape 4.000 de ani, când natura umană era deja foarte degenerată, când și în Constituția lui, după potop, diferența de generare era foarte evidentă, când și la durata vieții, de la 900 de ani, a ajuns, să spună, David, pe timpul lui, 70-80 de ani. Și capacitățile în toate sectoarele, deci, au suferit foarte mult. Și atunci a ales să vină. Domnul, și a ales să vină pentru că doar el avea puterea să zdrobească capul șarpelui. Nici noi nu ne putem lupta cu șarpele. Vine uh, un profet și spune, poate cel slab să lege pe cel tare? Deci noi, în puterea noastră, uh, fără o aj ajutorul, fără o putere din afară, nu putem fi biritori asupra lui Satan. Și Domnul Iisus a venit tocmai ca să îl poată lega, să ne poată da și nouă biruința, să zdrobim capul șarpelui. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla fără suferință. El îți va zdrobi călcâiul și la Golgota, la cruce, deci acolo l-a dus șarpele pe Domnul Vieții și a fost zdrobit călcâiul în sens figurat, că nu i-a fost robit niciun os. Și avem scris aici că fără cruce, nici îngerii din ceruri n-ar fi fost în siguranță, n-ar fi fost în afara eu știu uh, uh, trăirii unei simpatii față de rebelă. Dar acolo la cruce s-a șters ultima simpatie față de vrășmaș, față de luciferă. Și Crucea stă ca un monument, este ca o amintire și semnele răstignirii din palmele Mântuitorului pentru veșnicie vor fi un semn cât a fost plătit pentru rebeliunea omului și nimeni nu va putea merge cu gândul uh, mai departe și să dea sămânță, să dea încolțire uh, și viață rebeliunii. Deci crucea este uh, cea care a adus a clarificare și a adus biruință de plină asupra păcatului. Când ne uităm la evoluția uh, omului de-a lungul... Uh milor de ani, care din punct de vedere spiritual parcă mai degrabă este un regres decât un progres. Când vedem suferința pe care fiul lui Dumnezeu a îndurat-o la cruce, parcă ne vine să spunem, Doamne, la ce ai mai făcut pe om? Dar observăm faptul că Dumnezeu nu l-a creat pe om ca să sufere. El l-a creat să trăiască veșnic să fie fericit, așa după cum scrie și în Sfânta Scriptură, că a pus în el gândul veșniciei. Omul a fost în creația lui Dumnezeu și este capodopera creației lui. Cea mai, cea mai importantă făptură creată de Dumnezeu. Și pentru că avem un Dumnezeu asumat, atunci când a hotărât să-l creeze pe om, el a hotărât să găsească și un plan de răscumpărare în cazul în care omul avea să cedeze ispitelor, păca ispitelor vrăjmașului. Domnul Isus a avut o misiune pe acest pământ și se spunea când și de ce. Și noi cred că fiecare suntem în planul lui Dumnezeu. Și pentru o misiune, și pentru un timp când avem de îndeplinit această misiune. Și cred că cuvintele cele mai potrivite, care ar trebui repetate și astăzi, și aproape în fiecare familie, Mardoheu i-a spus ceva Esterei. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta. Deci, pentru o vreme ca aceasta, Domnul are cu noi un plan. Și până ce nu-și încheie lucrarea, Domnul cu noi ne va proteja, ne va izbăvi din primești văzute și nevăzute. Va seca oceanul. Un frate care a avut o răspundere mare în biserica noastră a fost pe lista pasagerilor într-un avion. I-au fost duse bagajele. A fost acolo prezent din timp la aeroport. Dar a angajat într-o discuție pentru a-i explica salvarea omenirii a pierdut avionul. Și Trebuia să vină tocmai la conferință în România în 90 la Ploiește. Și n-a mai venit atunci la timp. A venit, a prins încă conferința, dar s-a întors acasă, că nu mai era o legătură directă de pe aeroportul acela decât la o săptămână și a ales alte rute. Și când a ajuns acasă, îl jelea familia. Pentru că de la aeroport o trimis la cei care erau pe lista. Deci dacă Domnul mai are încă un plan cu cineva, deci face să face minuni. Da? El uh, ne va ocroti ca să-și termine uh, planul cu noi. De ce era necesar un sacrificiu de sânge? De ce? Pentru că avem uh, atât de bine spus, fără vărsare de sânge nu este iertare. Și vărsarea de sânge arată același principiu. Păcatul trebuie plătit, el nu poate fi iertat fără ca cineva să fie Plătită. Și în planul acesta, nu animalele, nu sângele animalelor erau cele care aduceau ispășire, ci ele simbolizau pe mielul lui Dumnezeu, pe sângele lui care avea să fie vărsat, care era doar el eficient pentru iertarea păcatelor. Nu putem ajunge la bucurie, la fericire, poate chiar și la înțelepciune, putem spune fără suferință. Și spunea bine cineva, de aceea aveți așa puțin oameni fericiți și înțelepți, pentru că ocolesc suferința. Dar Domnul Iisus n-a ocolit-o. Și de aceea El va avea în final bucuria rostită în Isaia 53. Va vedea rodul muncii Lui și se va bucura. Dar pentru acest rod a plătit și a plătit prin suferință, o spune și nevrei. Și noi trebuie să fim pregătiți pentru Jerfă, pentru suferința, pentru ca să fim curățiți, ca să putem fi uh, fericiți și noi odată de rodul uh, suferinței noastre. Versetul din Evrei capitolul 9, versetul 22, uh, ne este amintit aici și după lege aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Aproape totul este curățit cu sânge. Ce nu poate fi curățit cu sânge? Păcatul. Deci sunt multe alifii, sunt mulți detergenți astăzi care îndepărtează multe pete, pete grele, dar pata păcatului nu poate fi îndepărtată decât prin sânge și sângele ispășitoare. Și de ce a fost nevoie să fie adusă această șervă? Pentru că dreptatea lui Dumnezeu, caracterul lui, trebuia justifica, trebuia dovedită că este drept, că este, Dumnezeu este dragoste și că El poate să salveze pe păcătos doar plătind cu cineva care este egal cu legea. Din cauza vinei sale, omul căzut nu mai putea veni direct în fața lui Dumnezeu cu cererile sale, pentru că încălcarea legii divine din partea sa a pus o barieră de netrecut între Dumnezeul cel Sfânt și călcătorul legii. Însă a fost pus la care un plan pentru ca sentința de moarte să cadă asupra unui înlocuitor, asupra sămânței femeii, cum este amintit în prima făgăduință din Sfânta Scriptură. Și Dumnezeu în tot acest plan de jertfe care l a prezentat poporului Israel, Dumnezeu le-a făcut de cunoscut cum putea să își ispășească fiecare greșelile, în același timp să primească și iertare și, totodată, să fie și o umbră a marii jertfe de răscumpărare pentru omenire. Iar în Cartea Leviticului avem descrise toată paleta de jertfe, pentru vină, jertfe de mulțumire, jertfe de ispășire, în care Dumnezeu educă poporul cum să facă ispășire, cum să primească iertare. Iar la jertfele pentru ispășirea păcatelor, ne este amintit aici cum trebuie adusă, ce fel de animale trebuie folosite și ne este amintit în versetul 6 din Levitic capitolul 5 ca atunci când în popor cineva comite un păcat să aducă o oaie sau o capră ca jertfă. Dumnezeu sigur că a prevăzut în acest plan organizat de jertfe și situația acelor oameni care nu aveau posibilități, nu aveau turme să aducă din turmele lor de fiecare dată o oaie sau o capră și amintește că puteau fi aduse pentru ispășire și o pereche de turturele sau o pereche de porumbei. Dacă ne gândim la familia Domnului Isus, atunci când a mers cu Domnul Isus la templu, au dus și ei o pereche de porumbei ca jertvă. Iar pentru familiile, pentru persoanele care nici măcar această posibilitate nu aveau, ca jertfă pentru vină, Versetele ne spun că cei care erau într-o astfel de situație puteau să aducă a zecea parte dintr-o efă de floarea făinii și anume cadar de ispășire. Deci mă gândesc că în acest verset, din Evrei, capitolul 9, cu versetul 22, este luat în calcul și această situație a oamenilor fără posibilități de a aduce pentru uh, jertfa de ispășire un dar dintre animale, o jertfă uh, cu sânge. De ce a fost introdus un animal de jertfă? Omul, după ce a păcătuit și-a dat seama că este golă, și Dumnezeu a intervenit și le-a făcut haine, haine de piele. Cineva pune întrebarea cine a dus prima jertfă. Nu citim că Dumnezeu a, a junghiat niște animale, doar deducem. Dar atunci când Adam a dus prima jerfă, a, ceremonia aceasta a fost foarte dureroasă și păcatul, ispășirea păcatului, trebuie să provoace și în, 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 în percepția noastră ceva foarte îngrozitoară. Că nu trebuie să mergem cum vine Domnul și face o atenționare. Mulțiți jerfele ca să se mulțească păcatul? Nu. Deci dacă cineva era bogat și dispunea și nu era jerfă prea mare să aducă mereu oi și caple sau cum s-a spus, deci putea să zice păcătuiesc lejeră. Dar nu, păcatul trebuia să provoace durere și sacrificarea animalului provoca durere. Și Adam a mai avut un lucru la care s-a mirat. Cum de? Deci e atât de prețios înaintea lui Dumnezeu, încât cerul îl dă pe Fiul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea lui. Și noi astăzi ar trebui să purtăm mereu o recunoștință. Vine Isaia și spune, pentru că ai preț în ochii mei, dau neamuri și popoare pentru viața ta. Și atunci, nu trebuie să fim copleșiți de această dragoste. Că la lui Adam i s-a cerut să aducă jertfe un animală, Venim mai târziu și lui Avram i s-a cerut să aducă nu un animal, și și acolo văzând bunătatea lui Dumnezeu recunoscând dependența lui de Dumnezeu a fost gata să meargă cu jerfa până la capăt, până când și Avram a primit o lecție deosebită legată tot de planul de mântuire de salvare, că s-a găsit un locuitor, un animal care a fost încurcat în truntufiș, a fost luat și a dus ca jertfă în locul lui Isaac deci Dragostea lui Dumnezeu și aducerea jerfei trebuie să ne copleșească de recunoștință față de Creatorul nostru care ne iubește atât de mult. Aș dori să discutăm în continuare despre caracterul mielului. De ce jertfa Domnului Isus a fost asociată cu jertfa unui miel? cum amintea și Ioan Botezătorul, atunci când îl văzuse pe Domnul Isus, spunea, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De ce miel? Se spunea că erau acceptate și alte animale, dar să fie de fără cusură. Și de ce, nu, de ce miel și nu iedă? Sau altceva. Sau altceva. Pentru că nu zice Ioan Botezător, iată iedul sau iată alt animal curat, să zicem, ci zice iată mielul lui Dumnezeu. Mielul este, trăsătura lui, are în firea lui o Uh, caracteristică blândețe este lipsit de apărare. Alte animale, chiar și uh, iedul, uh, deci împinge, dă cu capul, eu știu, dă cu copitele, dar mielul nu face lucrul acesta. Deci nu se apără, deci nu știe să facă lucrul acesta. Și, și nu se dă înapoi. Și nu se dă înapoi și nu are decât să se supună și în fața celui care îl sacrifică. Mielul. Mielul este cel care arată supunere și jertfa noastră plăcută înaintea lui Dumnezeu este atunci când aduce mulțumire și Domnul privește spre fii oamenilor și îl găsește bucurie în cei în a căror inimă este întreagă a lui. Și în felul acesta ce deci se înțelege, se se aprofundează jertfa Mântuitorului. Domnul Iisus a pus toată viața, a pus toată inima, a pus toată bucuria în a aduce această jertfă, care a ridicat păcatul lumii. L-avem pe Cain și l-avem pe Abel. Și Cain aduce jertfă, dar aduce după părerea lui, nu după instrucțiunea lui Dumnezeu. Și spre Căcerfa lui Abel a privit cu plăcere pentru că el a adus-o în supunere, în recunoștință și respectând, uh, respectând uh, prospectul lui Dumnezeu. De ce a fost folosit un tabernacol pentru a simboliza prezența lui Dumnezeu? Pe pământ tabernacolul sau ă, cortul sau templul, sanctuarul, nu ar fi avut nicio valoare dacă Domnul nu era prezent acolo. Noi avem versetul din Apocalipsa, Iată, cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Așa cum cortul lui Dumnezeu pe pământ, fără ă, Dumnezeu, nu avea valoare, se pare că nici cortul lui Dumnezeu în ceruri sau pe pământul cel nou, deci nu este împlinit fără oameni. Deci este locul unde trebuie să se întâlnească și să locuiască. Și dacă vrem să ajungem vreodată în cortul lui Dumnezeu, trebuie ca Dumnezeu să locuiască în cortul nostru. Și Pavel vorbește chiar despre ființa noastră, despre trupul nostru, că este un cort al lui Dumnezeu în vremelnicia noastră și aici trebuie să locuim împreună cu Dumnezeu. Așa cum a locuit Enoch cu Dumnezeu și locuiește pentru veșnicie, tot așa trebuie să locuim și noi în cortul lui Dumnezeu pentru a locui veșnic în acel cort. Dacă ne amintim despre momentul în care Moise a generat această construire a tabernacolului. Spune că el și-a luat notițe acolo pe munte și poporului i-a prezentat direct raportul cum trebuia să facă fiecare detaliu al acestui tabernacol după modelul din ceruri. Da, și dacă ne uităm la obiectele așezate la cort, din curte, din prima încăpere, din a doua, deci avem uh, uh, cumva forma uh, jertfei, forma crucii pe care s-a dus jertfa. Și dacă uh, mergem uh, la laboratoarele de medicină și se analizează în profunzime, se spune că forma crucii, amprenta crucii pe cetă aceasta o avem pe fiecare firicel din corpul nostru, pe fiecare celulă. Sau, deci nu în înțelesul închinarea la cruce, dar și pe pâinea ce o mâncăm este pe cetea crucii. Deci tot ceea ce avem, tot ce este bun, este în virtutea jervei de la cruce. Și sigur că Oricine din poporul Israel putea să simtă, să se simtă ca în prezența lui Dumnezeu și să cheme prezența lui Dumnezeu în cortul lui, dar Dumnezeu a ținut ca acest tabernacol să fie un loc deosebit în mijlocul taberei lor, astfel încât uh, întâlnirea cu Dumnezeu să se țină acolo și să vadă în același timp prezența sa coborându-se de fiecare dată deasupra acestui uh, cort, acestui sanctuar. Și de asemenea, prin această practică, poporul avea posibilitatea să se obișnuiască cu ordinea cerului. Pe nou pământ vor fi case reale, fiecare va avea o locuință, dar, așa cum spune Isaia 66, din sabat în sabat vor merge la cortul lui Dumnezeu, la templul lui Dumnezeu și vor avea acea părtășie Sfânta. Suntem la final de acest subiect și aș dori să concluzionăm câteva aspecte pe scurt, de ce au fost puși doi pomi în grădina Eden? Pentru că noi suntem ființe libere și avem ocazia să alegem. Și de atunci și până astăzi, Domnul ne pune în față viața și moartea, binele și răul. Și ne dă libertatea să alegem. Dar sfatul lui este să alegem viața, binele ca să avem viață. Și să avem viață veșnică chiar. Prin alegerea binelui Dumnezeu nu constrânge. Dumnezeu, așa cum spuneați, a dat libertate omului de a alege fie binele, fie răul. Și atâta timp cât Dumnezeu ne, ne dă acest drept, nimeni nu are dreptul să ne ia. De ce este moartea rezultatul natural al încălcării voii și căilor lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu nu se poate nega. El a zis, neascultarea aduce, este păcat și aduce moarte. Și de aceea este dovada cea mai necontestată a faptului că cuvântul lui Dumnezeu este drept. Rezultatul neascultării a păcatului este moartea. Dar cineva a plătit și noi putem fi ispăviți de această moarte. Cât de importantă este pentru restaurarea omenirii o jertfă de sânge adusă într-un mod corect? Adică, poți să aduci o jertfă de sânge pentru vină, dar să o aduci nepotrivit. S-a spus bine, într-un mod corect, cât de importantă. Cred că, la fel de importantă, cum a fost sângele pe ușorii casei în Egipt, în ultima plagă, când a trecut îngerul nimicitor. Și dacă nu găsea ușiorii casei uh, unși cu acel sânge din uh, acea jerfă, a acelui miel care trebuia să fie sacrificată, ar fi fost nimiciți. De asemenea și noi, înaintea nimicirii finale, trebuie să avem această pecete. Ușori case noastre, a ușii noastre, deci să fie peceturis cu sânge. Și pentru aceasta, cred că putem face o legătură corectă. Noi trebuie să stăm sub steagul pătat cu sânge al Prințului Emanuel. Și atunci vom fi în siguranță. Vă mulțumesc foarte mult pentru îndemnurile din Cuvântul lui Dumnezeu care le-ați avut pentru noi și cu această ocazie. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Aș dori să vă las gândul de meditație până data viitoare. El se găsește în Romani, capitolul 5, cu versetele 12 și 19. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Căci după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Acest om care a ascultat și prin care putem să fim neprihăniți este fiul lui Dumnezeu, care a consimțit cu suferința omului și a venit să se jertfească pentru ca din nou să putem fi copii în familia lui Dumnezeu. El să fie cu fiecare în parte dintre dumneavoastră și să ne ajute să fim împăcați cu el și să ne bucurăm de acest privilegiu de a fi copii de împărat. Până data viitoare vă doresc numai bine.